Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.02.2024. O să începem cu două procese verbale pe care le avem de aprobat. Este vorba de procesul verbal la ședința extraordinară din data de 9 februarie 2024. O să o supunem la vot. Cine este pentru? Avem unanimitate la cei prezenți. În online, vă rog. Pentru. Avem unanimitate și în online. Vă mulțumim. Și al doilea proces verbal este procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20 februarie 2024. Cine este pentru? Unanimitate la cei prezenți. Pentru. Și în online. Mulțumim. Vă mulțumim. Legat de ordinea de zi, avem o suplimentare de proiect. Proiectul numărul 13. Și o să supunem la vot prima dată suplimentarea ordinii de zi. Cu acest proiect o să-i dau citire. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic, pentru obiectivul înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Mureș, județ Dâmbovița. Cine este de acord pentru suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect? Avem unanimitate la cei prezenți. Pentru. Și în online. Mulțumim. Acum o să supun la vot ordinea de zi cu acest proiect suplimentat pe ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate la cei prezenți. Pentru. Și în online. Pentru. Vă mulțumim. O să începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației municipiului Moreni datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Management Integrat al Deșeurilor în județ Dâmbovița pentru anul 2024. Avem avizul comisiilor favorabil la toate comisiile, dacă avem discuții. O singură întrebare doar pentru domnul primar, dacă ați mai fost invitat la discuții în legătură cu decizia de aceea. Pentru nou caz aici. Da, vreau. Ok, atât. Mulțumim. Cine este pentru? Unanimitate la cei prezenți. Online? Pentru. Mulțumim. 16 voturi pentru. Mulțumim. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2024. Comisiile sunt favorabile. Discuții dacă avem. Intră și pe ea. Dacă avem discuții, cine este pentru? Avem unanimitate la cei prezenți. Și online. Și cei prezenți în online au votat pentru, 16 voturi pentru. Mulțumim. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului extravilan neproductiv cu suprafață de 741 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Moreni, situată la adresa Moreni, strada Industriei, fără număr, tarlaua 88, parcela 3799, județ Dâmbovița. Comisiile sunt favorabile. Cine este pentru proiectul numărul 3? Acest proiect, doamna secretară, să-mi spuneți, este suprafața de teren pentru asociația acestui proiect? Da. Okay. Mai sunt alte discuții pe proiectul numărul 3? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Avem unanimitate la cei prezenți. Nu online? Constatim. Și nu online? Mulțumim. Pentru. 16 voturi pentru. Proiect a trecut. La proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului intravilan curs construcții cu suprafață de 196 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Moreni, situată la adresa Moreni, strada Târgoviștei fără număr, tarlaua 79, parcela 2239, județ Dâmbovița. Avem comisiile favorabile. Discuții. Dacă nu avem discuții, cine este pentru? 6, 8 voturi pentru la cei prezenți. În online, cine este pentru? Vota pentru. Unanimitate în online, cine se abține? Plus 6. Și 2 abțineri. Avem 14 voturi pentru și 2 abțineri. Proiectul a trecut, vă mulțumim. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea pe procedura licitației publice a terenului intravilan, Fâneață, cu suprafață de 827 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Moreni, situat la adresa Moreni, tarlaua 69, parcela 3192-3194, județ Dâmbovița. Comisiile sunt favorabile. Dacă avem discuții? Da. Eu o să-mi justific votul și am spus-o de nenumărate ori. Nu sunt de acord ca o singură persoană să primească 827 de metri pătrați în condițiile în care cunosc
caz și pot să vin oricând la domnul primar cu el, dar mi-e frică să nu-i fac mai mult rău persoanei respective. De 4 ani de zile, abia acum 3 luni de zile, a fost chemat la discuții. Una amână. Deci nu pot să dau unei singure persoane 827 de metri, să vindem 827, în condițiile în care avem solicitări de la tineri nerezolvate de 3 ani de zile, una amână. Parcela aceasta putea să fie împărțită lejer în aproape 3 parcele de 300 de metri, astfel încât aducem tinerii acasă. Prin urmare, acesta este domnul viceprimar, explicația mea, pentru că știu că dumneavoastră m-ați întrebat de câteva ori de ce nu votez. Nu votez! Pentru că nici în acest moment nu știu eu, în calitatea mea de consilier local, nu am un opis cu toate terenurile care se scot. Cine vine la domnul, la domnul primar sau la compartimentul... Dar există o limită de... Poți să spun eu, cuvântul este n-are cale de acces și era prin dămărăcim. Domnul meu, eu pot să vă înțeleg oarecum, dar eu m-am uitat cu atenție peste proiecte. Deci imaginile, ascultați-mă un pic, imaginile cu terenul țintă, cum este definit în raportul de specialitate, la toate 80% din proiectele pe care eu le-am văzut în ăștia ultimii 4 ani, așa arată. Toate. La 80% mi se arată niște mărăcini, niște râpe. Haideți să fim serioși. Deci este pământul are singura care dă acces din sonde. Dar lăsați-mă să vă explic. Păi, de unde știți dumneavoastră? Pentru că am fost acolo. Oh, e din Sfiera Mare. Da, bun, perfect. Știu. Deci sunt casele, sunt pământul din Sfiera Mare. Vreau să vă informez că eu îmi pierd 2 ore când vin proiectele astea. Să-l identific. Să-l identific. Eu zic să mergeți la fața locului. Nu, eu îl identific. Mă uit pe net și caut terenul respectiv și mă uit cine este, în jurul persoanei respective. Mă uit la foarte multe lucruri. Cine da, mulțumim, voi acestea, păi nu, mă uit cine este, dar mai am o problemă cu cel care face aceste rapoarte. Câteodată, din punctul meu de vedere, ar fi bine să ne hașureze terenul. Că de multe ori trebuie să mă uit și pe coordonate, și pe vecinul, din stânga, din dreapta. Adică ne-ar ușura și nouă munca, din punctul meu de vedere. Din punctul celor care nu citesc, e perfect. Atât. Și nu voi vota decât suprafețe care sunt alipiri de case, votez alipiri unde sunt acolo, da, pentru că pentru 47 de metri pătrați nu se pune problema. Dacă vii cu 827 și cu 450, scuzați-mă. Da, mă simt nevoit să dau câteva explicații. Deci pe legea 15 s-a făcut o listă de terenuri care s-a aprobat în Consiliul Local. Conform legii, cei care îndreptățiți să primească pe legea 15 pot lua din acea listă. Acum, dacă Consiliul Local consideră că acea listă mai trebuie suplimentată, identificăm și alte bucăți de teren, le suplimentăm și în felul ăsta se pot oferi pe legea 15. Mențiune care vreau să o fac de legea 15 este că aceste terenuri, conform legii, deși sunt ale noastre, dar așa este legea, trebuie să le dăm gratuit tinerilor până în 35 de ani. Suprafața maximă este de 350 de metri. Sunt anumite terenuri care nu pot fi, eu știu, păstrate la un loc la 350 de metri. Ca o formă. De asemenea, sunt o serie întreagă de terenuri pe care o persoană fizică sau juridică este interesat să își facă o locuință, să dezvolte o afacere, iar lucrul ăsta nu trebuie împiedicat. Terenurile care sunt, pe care întrebarea dumneavoastră este foarte greu ca cineva să vă răspundă care sunt terenurile disponibile. Tot ce are Moreno e disponibil. Tot ce are primăria e disponibil pentru a fi concesionat, închiriat, în condițiile legii, prin aprobare de Consiliul Local. De fiecare dată când un cetățean identifică o astfel de oportunitate, vine cu o cerere către primărie, aparatul primarului lucrează această cerere și vine în fața dumneavoastră pentru a o aproba. N-a fost niciodată altfel. Dacă Consiliul o aprobă, noi mergem mai departe. Dacă nu o aprobă, acel teren rămâne, nu aduce niciun fel de venit către primărie, poate deveni o sursă unde să arunce gunoaie și așa mai departe. Asta este în esență. Nici nu știu despre ce persoană e vorba. Mulțumim. Trecem la vot. Cine este pentru? 8 voturi pentru la cei prezenți în sală. În online, cine este pentru? Constanțian pentru.
Unanimitate. 14 voturi pentru. Cine se abține? Și avem două abține, domnul Ciordan și Roșu. Păi a trecut. Gabi, mă auzi? Da. Da, Ciprian. Pot să consemnezi că sunt de acord cu toate proiectele, că nu prea am semnal și nici n-aud bine. Sigur, dar se poate la sfârșit. Nu se poate, Ciprian. Consemnez în procesul verbal, nu este nicio problemă, dar nu iau prezent pentru fiecare proiect în parte. În regulă, Ciprian, mulțumim. Nu este problemă. Mulțumim. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura licitației publice a terenului Intravila în curs construcții cu suprafață de 107 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Moreni, situată la adresa Moreni, strada Târgoviște, fără număr, tablaua 52, parcela 1881, județ Dâmbovița. Avem comisiile favorabile. Discuții. Dacă nu avem discuții, cine este pentru? Avem 10 voturi pentru la cei prezenți în sală. În online? Păruță pentru. Matei pentru. Avem unanimitate, vă mulțumim. Deci 5 voturi pentru și 8 pentru. Ciprian a ieșit numai. Da. Am consemnat că este de acord în continuare, dar nu putem să-l luăm. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea procedurii licitației publice a terenului Intravila în curs construcții cu suprafață de 36 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Moreni, situată la adresa Moreni, strada Codrului, fără număr, tablaua 49, parcela 1835, județ Dâmbovița. Avem comisiile favorabile. Discuții. Dacă nu avem, cine este pentru? Unanimitatea cei prezenți în sală. În online? Pentru. Unanimitate și în online. Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului cu suprafață totală de 455 metri pătrați, compus din terenurile intravilane, curs construcții alipite, proprietate privată a municipiului Moreni, teren cu suprafață 324 metri pătrați, scris în cartea funciară a municipiului Moreni, numărul 72.535, teren cu suprafața 44 metri pătrați, scris în cartea funciară numărul 72.536 și teren cu suprafața 87 metri pătrați, scris în cartea funciară a municipiului Moreni, numărul 72.537. Avem comisiile favorabile la toate comisiile. Cine este pentru? Avem un vot la cei prezenți în sală pentru. În online, cine este pentru? Am avut pentru. Pentru, Constantin pentru. Domnul Răbaie? 13 voturi pentru. Cine Răbaie se abține? Pentru. Domnul Răbaie, nu v-ați auzit. Este, da. Ne auziți, domnul Răbaie? Deci avem 12 voturi pentru. Cine se abține? Ține. Două abține. Domnul Roșu și domnul Șoldan, vă abține, da? Au votat. Ok, mulțumim. Două abține și doi absenți la momentul ăsta. Răbaie și cu Băicăian. Da, mulțumim. Proiectul a trecut, oricum. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri administrative pentru închirierea unui spațiu proprietate privată a municipiului Moreni, situat la adresa Moreni, strada Capitanul Ion Pantea, numărul 19, pentru organizarea și funcționarea sediului Partidului Politic Alianța pentru Unirea Românilor prin organizația județeană Dâmbovița pentru organizația locală Moreni. Comisiile sunt favorabile. Discuții. Am și o întrebare. Cine a semnat cererea? Cererea de la ură. Da. A, nu, lumea. Haideți cum așa. Nu, trebuie să spuneți. Cum? Nu e. A, nu e problem. M-am înțeles. Mulțumesc. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru acest proiect? Unanimitatea la cei prezenți. În online? Mă gândeam că este și treaba. Domnul Răbaie, ne auziți? El este, dar nu... Da. Mă apelează. Deci 14 voturi pentru și 2 absenți. Proiectul a trecut, mulțumim. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind cesiunea în favoarea domnului Neagu Constantin a contractului de constituire a unui drept de superficie autentificat sub numărul 407 din 26.02.2016, încheiat între municipiul Moreni și domnul Sipică Constantin Călin. Comisiile sunt favorabile. Discuții, dacă aveam. O întrebare pentru doamna secretară general. Dacă o persoană nu construiește pe terenul respectiv, cam în câte procente de acele? Păi este, scrie în contract un an de zile de la hotărâre. Trebuie să ceară autorizația de construire și își pierde dreptul dacă nu cere. Dacă nu cere.
Dacă nu solicită, venim în fața dumneavoastră și... 2016 era? Contractul inițial? Nu știu, dar așa, puteți să uităm. Dacă e 2016, cam mulți ani peste. Dar... A construit, a început, a cerut autorizații. Eu așa știu. Haideți să mă uit. Nu, că nu este nevoie. Suntem mult mai riguroși pe legea 5. Deci are autorizații de construire, a verificat colega mea. Deci a început procedura. Suntem că n-ați făcut nimic să atrageți tinerii Moreno în prima. Să știți tine. Da, mulțumim. Cine este pentru acest proiect? Persoana respectivă trăiește în străinătate. Avem unanimitate la cei prezenți. În online, cine este pentru? Trebuie cine este la glavă. 4 voturi în online pentru. 14 voturi pentru. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11. Nu m-am dus. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciilor comunitare de administrare a domeniului public și privat al municipiului Moreni către prestări servicii municipale Moreni. Avem comisiile favorabile. Discuție aici, dacă avem doamna secretar, a spus că aveți... Da, avem... O să vă rog. La anexa numărul 1, respectiv contractul de delegare, este vorba de capitolul 7, redevență. S-a făcut reactualizarea redevenței și în loc de 156.600 de lei, este vorba de 5.864. Suma este mult mai mică, care se va achita în 4 trimestre, respectiv 1.466 de lei pe trimestru. Asta o să vă rog să spuneți la vot, modificarea. În regulă? Cine este pentru modificarea redevenței pe proiectul numărul 11, așa cum a fost dat la noastră? Actualizarea conform documentelor pe care vi le-am pus la dispoziție. Mulțumim. 8 voturi la cei prezenți. Nu mai? Da? Pentru. Noi ne abținem. Deci două abțineri. 12 voturi pentru. Deci, modificarea a trecut. Dacă mai sunt alte discuții pe proiect. Da, domnul Vice. Domnul președinte. Da. În oraș sunt foarte mulți câini fără adăpost. La această dată când vorbim, în adăpost sunt 30 ceva de câini. După câte au spus domnul director. În vară, de când sunt pe funcția asta, am avut câteva intervenții destul de ciudate. O doamnă a venit la magazin pe mine acolo, un câine rău a sărit în curte și a mâncat o capă. După prima a despăgubit-o cel care era șeful câinelor. A doua, ăsta era plecat la București. Mai să facă. Am chemat de carisajul, l-au luat pe câine și l-a dus la adăpost. Un câine destul de... și l-au prins destul de greu. A mai venit cineva din Schela Mare, mușcat de câine. Mai că se duce să dea în judecate, să... la fel, l-a vânat domnul director, asta vreo două, trei zile, l-a prins, l-a dus să-mi aduc acolo. La un moment dat suna cineva din oraș, domnule, nu pot să mă urc în mașină, că e o gașcă de câini și mi-e teamă de ei. Acestea sunt câteva aspecte din oraș. La ora asta, câine nu s-au împuținat, din contră. Pe zi ce trece, numărul lor crește. Și sunt aduși din comunele suburbane. Ori în situația asta, eu nu văd și nu cred că ar fi util ca acest adăpost al de câini să fie suspendat în an de zile. Pentru că dacă, și cu siguranță vor fi asemenea situații. Ce facem cu acești câini? Hai să zicem că băcea nu putem prinde, că nu avem o să-i ducem. Dar în situațiile acestea speciale, cum o vom rezolva? Și dacă ne uităm la numărul mare, acesta de post de câini ar trebui extins, însă nu există asemenea condiții și nu se pune în discuție acum extinderea adăpostului pentru a caza acolo mai mulți câini. De aceea, propun ca să fie scos din proiectul de hotărâre această propunere de
ca activitatea privind organizarea și exploatarea activităților de ecarisaj, gestionarea câinilor fără stăpân, prevăzută la capitolul 2, articolul 2.1, litera E din contractul de delegare, potrivit articolul 1, se suspendă pentru o perioadă de un an de zile de la data încheierii acestuia. Deci, scoaterea acestuia din contract și propunerea aprobării acestei hotărâri fără articolul de aici. Rog să propuneți la vot, colegi. Articolul 2. Articolul 2. Propunem la vot solicitarea. Deci articolul 2 din hotărârea, din proiectul de hotărâre da. Pentru aprobarea acestui contract. Ok. Vreau să vă spun și eu câteva lucruri înainte. După discuția din comisie și eu am reflectat asupra acestei activități, vreau să spun că am fost și sunat din oraș de câteva persoane care s-au uitat pe înregistrarea ședinței. Mulțumirea mea vis-a-vis de adăpostul de câini este modul cum a lucrat și ce s-a întâmplat în oraș. Adică se încasează niște sume destul de mari, iar, așa cum a afirmat și domnul viceprimar, numărul câinilor, percepția este că numărul câinilor din oraș a crescut. Incidente de genul ăsta, că îi sare un câine în curte, în proprietate și mănâncă ceva sau, eu știu că mai scapă un câine de luptă sau vor mai fi. Cu siguranță vor mai fi și, indiferent că funcționează sau nu adăpostul, vor exista. Drept pentru care vreau să să știți punctul meu de vedere că sunt întru totul de acord să rămână activitatea adăpostului de câini în delegarea de gestiune. Am gândit mai bine și voi găsi pârghii pentru a îmbunătăți activitatea în relația primărie cu societatea de prestări servicii municipale. Da, vă mulțumim! Deci să punem la vot... O întrebare așa, da. Ați fost invitat la ședința de astăzi? Nu. Mulțumesc. Mulțumim. Deci punem la vot scoaterea articolului numărul 2, așa cum a fost prezentat de domnul viceprimar. Cine este pentru eliminarea acestui articol? 8 voturi, 10 voturi pentru. În online? În online? Încă 4 voturi pentru în online. 12 voturi pentru. Vă mulțumim. Solicitarea de scoatere a articolului numărul 2 a trecut. 14. Acum supunem la vot proiectul cu modificarea votată. Cine este pentru modificările? Modificările. Da. 8 voturi la cei prezenți. Pentru. În online. Matei pentru. Și 4 voturi pentru în online. 12 voturi pentru. Proiectul a trecut. Abțineri și împotrivă. Abțineri nu avem. Abțineri, da? Da. Avem două abțineri. Parcă ați ridicat la pentru, nu? Da. Da. Ce scuze? Da. Două abțineri și 12 voturi pentru, nu? Și doi abțineri. Domnul Răbaie și Băicuian. Domnul Răbaie, l-ați întrebat? Mai este prezent? Păi nu a mai fost. Nu a mai fost. Nu, 12 cu 2 cu 2, da? Deci 12 voturi pentru proiectul trecut. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului minimal al activităților culturale, educative, sportive și de tineret, care se pot desfășura la nivelul în primul rând în anul 2024. Avem avizul comisiilor favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, cine este pentru acest proiect? Avem unanimitate. În online, cine este pentru? Domnul pentru. 4 voturi pentru în online. 14 voturi pentru. 2 abțineri. Mulțumim, proiectul a trecut. Și proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic pentru obiectivul înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, municipiul Mureș, județ Dâmbovița. Avem avizul comisiilor favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, cine este pentru acest proiect? Avem 10 voturi pentru la cei prezenți. În online? Domnul pentru. Și 4 voturi pentru în online. 10 voturi pentru și 2 abțineri. Și mai avem punctul diverse. Vă rog. Da, domnul Carvajeu. Altcineva?
scurt o să vină președinte. O să lasă-mă să da, dacă e scurt și da, nu, dar dacă se scoți, nu aveți. Stai să-mi plece. Stai să-i felicit pe colegii mei că în sfârșit au fost sinceri și s-au dus acolo unde sunt de mult, de fapt. Și acum o întrebare pentru doamna secretară, dacă știrea este adevărată, dacă prezența și calitatea de consilier local mai este legitimă. La momentul acesta, da. Pentru că eu nu am... În confort de 30 de zi. Da, n-ați primit nimic, normal. Aici e crezi de moralitatea. Da. Ce? Ce? Deci calitatea de membru a unei persoane, membru de partid, nu este... despre dumneavoastră. Nu, nu. Știu, dar eu vreau... Am citit, noi știm. Eu vreau, dacă știți, am văzut să vă, vreau să vă răspund la întrebare. Va dispărea atunci când partidul ne va trimite un științar. Bine. Deci vă urmăresc eu că pentru asta vreau să vă spun că, Pro-România a pierdut un consilier prin plecarea domnului Bejan. Am făcut vreo 4 adrese către Pro-România Dâmbovița pentru a nominaliza o altă persoană care să devină consilier. Nu am primit răspuns. Atâta timp când nu primim de la partidul răspuns, noi nu ne putem lua după știri din presă, după poze, după... Oricum, adevărul este normal la jumătate, nu? Cineva minte. Vă informez eu, ca să fiți informații corect, domn președinte, dacă îmi permiteți. Deci, pentru o informare corectă, atât a colegilor noștri de aici, din Consiliul Local, cât și a morenailor, trebuie să fac niște precizări, da? Deci, așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp, apar diversi pe rețelele de socializare și fac multe anunțuri politice, așa că mai nou campania electorală se desfășoară la nivelul acestor platforme digitale. TikTok. Unul din anunțuri face exact la acest colegul nostru referire, cu toate că îl cunoaște foarte bine speța, dar se face că nu o cunoaște, face referire la directă asupra consilierilor PNL din Consiliul Local Mureș. Și anume, acesta care dă știrea, pot să-i dau numele că nu e nicio problemă, dar nu-i pronunț de când mai încolo ca să nu-i fac reclamă. Spune că am fost excluși din partid, eronat, foarte eronat. Domnul care a făcut acest anunț este un parvenit din alt partid, nu de la PNL, și, bineînțeles, un oportunist pentru funcțiile politice pe care le-a ocupat după ce a vrut să închidă două partide din Moret. Și pe care a reușit să le închidă Pro-România și Partidul Național Liberal. Acest individ, nu numai că minte, cu nerușinare, dar are și tupeul să-și aroge niște drepturi și merite pe care nu le-a înfăptuit niciodată, de fapt. Nu a făcut nimic din ce publică, mai ales că în ultimul timp văd că își ba și anunță candidatura la primărie, ba pune pe altul, la început a fost alt om care vrea să candideze din partea Partidului Național Liberal, a vrut să-l fraierescă și pe acela, băiatul s-a prins, s-a fugit repede, acum el nu știe dacă vrea să candideze, nu vrea să candideze, de ce nu știe ce vrea să facă. Ca să o lămurim în continuare, dăm timpul înapoi și pentru știința colegilor mei și a morenailor, spunem așa, că în anul 2020, eu și colegii mei din PNL am luptat pentru a câștiga primăria municipiului Moret. Domnia lui, el, ăsta care tot le publică și apare că suntem noi trădători, el a candidat în partea Partidului Pro-România. Dacă mi-aduc eu bine aminte, și dacă își aduc bine aminte și colegii mei. Da? Cu ajutorul meu și al colegilor mei din Consiliul Local, acest individ, parvenit din Brașov, a fost votat viceprimar. Dar la fel de adevărat, tot acest individ și i-am dat acestui individ și ajutorul de a-l demite din funcția de viceprimar. Vreau să subliniez faptul pentru morenari. Pentru că bănuiesc colegii mei din Consiliu cunoaște, un viceprimar este ales cu 9 voturi,
Iar pentru munca pe care n-a putut să o facă, să o ducă la bun sfârșit, a trebuit 12 voturi ca să fie demis. Deci a avut mult mai multe voturi când a fost demis decât când a fost ales. Deci a fost dat jos, tot cu ajutorul nostru, al Consiliului Local, de 12. Și a fost demis în funcția de viceprimar, pentru că această funcție i-a fost foarte... A fost pălăria prea mare și nu a făcut față acestui... Așa cum ne-a spus și domnul primar la vremea respectivă, el încasând într-un an jumate aproape 2 miliarde din salariu, avea în fișa postului să se ocupe de mediu și a primit o amendă de 1 miliard și ceva pe mediu. Din cauza domnul viceprimar că nu a făcut ce a trebuit. Bun. După aceea, după ce a fost demis din funcția de viceprimar, acest oportunist a plecat de la Pro-România și a fost dat Partidul Național Liberal din Moren pe tavă de către un anumit Virgil Guran, care e de până Câmpina și se ocupă cu funcțiile de până Partidul Național Liberal. Răzbunător din fire, Bejan a încercat să ne excludă pe noi toți consilierii Partidului Național Liberal din Consiliul Local și din Partid. Din Partid a reușit, dar din Consiliul Local nu a reușit, pentru că, stimați colegi, noi suntem în judecată cu acest individ dubios care vine din Brașov. Deci de aceea noi ocupăm funcțiile în continuare și mi se pare normal și corect. Sunt niște funcții pe care am luptat și am fost votați, am fost aleși ca și dumneavoastră. Faptul că el ne-a exclus dintr-un partid, faptul că el a preluat partidul abuziv al Partidul Național Liberal, pus pe funcție așa, dovedește faptul că acest om nu este în stare nici măcar să-și organizeze niște alegeri corecte să preia funcția de la Partidul Național Liberal. În aceste condiții, bineînțeles că noi ce vrea să facem? Să ne ducem să ne milogim, ai știți, domnul președinte, acum... Nu, el a reușit să distrugă două partide moreni, a mai vrut să distrugă un partid ca să fie candidat unic. Eu l-am anunț pe această cale că nu va reuși să facă acest lucru. El, probabil, n-a înfăptuit nimic niciodată în viața lui pe forțele proprii și acum vrea să dovedească prin aceste rețele de socializare că, domne, a venit el să salveze sau că noi suntem trădători. Nu, trădător este el, pentru că nici în Congo, nici în junglă, nu se face așa ceva. Atâta timp când noi am candidat corect pe niște liste de la un partid pe care l-am reprezentat și îl reprezint în continuare în acest Consiliu, nu poate să-mi spună unul de la Brașov că noi suntem trădători și el n-a mâncat nici usturoi, nici gura nu-i miloase. Deci acest individ, parvenit de nu știu pe unde, pus de un securist de la Partidul Național Liberal, este cea mai mare minciună a morenarilor și a moreniului. Mulțumesc. Voi la replică, domnul Harbagiu, m-ați înțeles greșit. Eu mă referam la altă postare pe Volnavă, la aceea cum că ați trecut în altă tabără. Nu v-am dat. E vorba de cei 6 consilieri care au trecut la PSD. Aici făceam referire, nu la ce a spus domnul fost viceprimar, și când am făcut referire la acceptarea mandatului, mă referesc la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Încetarea de drept a unui consilier local este și atunci când își pierde calitatea de membru, inclusiv când pleacă la alt partid. Despre asta era vorba, nu de războiul noastră cu domnul Bejan sau pe... Nu, e vorba de abuz aici, excluderea unui membru de partid de abuz. Ați trecut sau nu? Da, v-am felicitat. O simplă poză nu înseamnă că cineva a trecut la... O simplă poză pe care ați văzut-o, pot să fac poză cu oricine vreau eu în orașul ăsta. O simplă poză care am făcut-o, la într-adevăr, în sediul Partidului Social, nu înseamnă că am semnat și o adeziune la deci, partidul. Deci, înseamnă că cineva dezinformează. Și nu sunteți dumneavoastră în cazul ăsta.
Deci viitorul candidat mulțumesc că a spus tot. Ce termin mandat, vreau eu. Da, bineînțeles, aveți dreptul ăsta, asta v-am și spus. Cineva dezinformează. Nu, dar trebuie să fie și el în poză. Voi sunteți cu cine? Da, da. S-a oprit la colț. Mulțumim. Mulțumim. Dacă nu este adevărată știrea, să vă simțiți cât de gândesc.